Produsul intern brut al Republicii Moldova a crescut cu 2,6% pe seria brută și cu 3,4% pe seria ajustată sezonier față de aceeași perioadă din 2022. Sunt datele oferite de Biroul Național de Statistică, care mai arată că dacă ar fi să raportăm la primele 9 luni din 2023, PIB-ul înregistrează o ușoară descreștere de 0,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Mai multe detalii la acest subiect are colega mea Virginia Pântea. Virginia, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! Produsul intern brut estimat pentru trimestrul 3-2023 a constituit 80,5 miliarde de lei exprimat în prețuri curente pe piață. În termeni reali, s-a înregistrat o creștere cu 2,6% față de perioada similară a anului 2022 pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul s-a majorat cu 3,4% comparativ cu trimestrul 3-2022, dar a înregistrat o scădere cu 0,8% față de trimestrul 2 al anului în curs. În trimestrul 3 al anului 2023, pe seria brută, valorile adăugate brute au jucat un rol crucial în creșterea produsului intern brut cu 4,1% în comparație cu aceeași perioadă din 2022. Sectorul agricol a contribuit semnificativ, generând o creștere de 5,7%, iar domenii precum informațiile și comunicațiile, sănătatea, tranzacțiile imobiliare și activitățile de cazare și alimentație publică au avut de asemenea impact pozitiv asupra evoluției economice. În contrast, activitățile din comerțul cu ridicata și amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor au cauzat o scădere de 3% în PIB. Sectoarele învățământului și transportului au avut de asemenea impact negativ asupra creșterii economice. Impozitele nete pe produs au influențat negativ, contribuind la o descreștere a PIB-ului cu 1,5%, cu un declin semnificativ al volumului acestora.